încă un meci mare, un meci unde cu echipul, un adversar foarte, foarte bun, așa cum a fost și ultimul meci acasă, unde trebuie să ne depășim, unde trebuie să facem bine ambele faze, unde trebuie să dăm tot ce avem mai bun, bineînțeles că pentru a spera la un rezultat foarte bun, pentru că asta ne dorim tot timpul, asta încercăm să creăm la Constanța, o mentalitate de învingător, unde să-ți placă să câștigi fiecare meci. Meci dificil, dar și noi suntem buni și noi putem să facem și noi am demonstrat că în turul campionatului am demonstrat că suntem foarte buni și sperăm că și la meciul acesta. Tot un fotbal durează o zi, a doua zi o iei de la capăt, așa că practic și meciul de acasă cu CFR, mici detalii în care a făcut să pierdem acest meci, dar eu cred că avem posibilitatea, putem și putem spera la cele trei puncte. Cu acest gând mergem, încercăm să ne impunem posesia și presiunea, sau presiunea și posesia, deci practic principiile noastre care trebuie să jocul nostru, chiar dacă adversarul e foarte bun și e într-o formă foarte bună și e capabil să facă un meci mare. Sunt meciuri în care poți să pierzi, poți să faci egal sau poți să câștigi, așa că cu gândul acest gând mergem încrezători și să fim noi ca să putem să facem acest lucru. A revenit Popescu ca jucător, ca lot. Boli are o problemă care s-a întâmplat acel fault ultimele 15 minute la mijloc. Vom vedea dacă va fi apt pentru acest meci și Pitu care a plecat. Restul, Mateu și ceilalți brazilieni sunt, încă nu sunt 100% și vom vedea. E important să recuperați punctele astea acum ca să vă mențineți acolo plasa CFR-ului? Noi nu avem nimic de recuperat, noi nu avem absolut nimic de recuperat. Noi, la Constanța, de când s-a început, de când s-a făcut această unire și Farul e echipa, brandul cel mai mare la Constanța, vrem să creăm o mentalitate de învingători, vrem să facem, acesta e obiectivul nostru numărul 1. Să creăm această mentalitate, să ne placă să câștigăm, să creăm un club foarte mare, un club foarte bine organizat, un club care să aibă o perspectivă de viitor foarte mare, unde să fie implicați tot ce înseamnă Constanța și Dobrogea, să fie clubul lor și un club care să fie susținut și să fie iubit. Să fie iubit, pentru că cred eu că acest lucru s-a pierdut în ultimii 30 de ani la Constanța și atunci trebuie să o pui și asta nu, conștienți că nu e ușor, conștienți că nu va fi ușor, dar cu speranța, an de an vrem să, bineînțeles, să fim în play-off, acesta e obiectivul, să intrăm în play-off și dacă, cum am făcut-o anul ăsta foarte, foarte bine și ne-am dus sus, normal că ne dorim mai mult că totdeauna și această mentalitate înseamnă să câștigi fiecare meci, să iei cele trei puncte, să te lupți pentru ele. Odată o să iei, odată o să faci egal, odată să pierzi, că așa e în fotbal, dar idealul e să te duci să ai o mentalitate foarte bună. Noi vrem să facem punctele, să fim în play-off și după aceea, bineînțeles, că să ne luptăm acolo și să vedem cât de sus putem fi sau să ne batem și la campionat, dacă o să avem capacitatea, dacă o să avem o linie foarte bună, aceea care am avut-o în spate, dar cea e în spate, nu mai putem să ne uităm. A fost bine, a fost frumos, a fost în 2022, acum suntem în 2023 și vrem să facem, avem entuziasm, să avem plăcerea de a lucra, să muncim de plăcere și să o facem foarte bine. Pe ce se vede, pare într-o formă foarte bună că au reușit recuperat multe puncte? CFR-ul e pe primul loc. Restul, știu că e o echipă foarte bună, cum am întâlnit și CFR-ul și cum e și Craiova, cum sunt Rapidul, deci echipe, cluburi, echipe foarte bune care își propun, sunt puternice și noi vrem să ne batem cu ele. Asta da, e o dorință, ne dorim, dar să nimeni, cum am spus și după meci, nimeni să nu se aștepte că totul va fi de azi pe mâine. Cine crede lucrul ăsta se înșeală și de aceea am și făcut acel punct în care să ne trezim, Constanța să fie realistă și bineînțeles că împreună putem să devenim cei mai buni, dar când vom vedea, ne trebuie timp, tineri, talentați, așa cum e proiectul care e crescut aici, în care vrem să facem foarte bine. Cât v-a contat
importa plecarea lui Vitu din antrenat din echipă? Pentru mine, orice jucător tânăr când pleacă, și ăsta e atul nostru și punctul nostru tare, pentru că avem cea mai bună academie, avem tineri care îi creștem și investim în ei, nu că îi creștem, investim foarte, foarte mult în ei. 30% din bugetul nostru aproape se duce pe academie, care e ceva incredibil pentru orice club din lume. Noi facem lucrul ăsta. Aceasta va fi viziunea noastră permanentă, ca să avem o academie foarte bună, poate cea mai bună așa cum suntem în momentul de față sau așa cum am fost până acum cei mai buni, să producem jucători, iar un jucător tânăr e foarte ușor de înlocuit, pentru că el încă n-a dat totul, așa cum și eu la 18-19 ani, nu eram 20 de ani, nu eram copt, nu aveam experiență, deci practic imediat dacă ai lucrat bine și ai făcut-o bine, poți să găsești pe altcineva în spate, poate să fie unul care e la fel de bun, la fel de talentat, și noi lucrul ăsta ne uităm, avem grijă de acest lucru, așa că producem tineri buni, dar avem și în spate alții care să vină, așa că presiunea la echipă trebuie să o ducă colectivul, trebuie să o ducă grupul, și să înlocuiești un jucător, 2-3 care sunt, eu zic că nu e o problemă niciodată, nu va fi o problemă, dacă acel jucător a ajuns la o maturitate pentru noi, la un lucru foarte bun în care el trebuie să facă următorul pas, e bine pentru el, atunci noi îl facem fără nicio problemă, pentru că trebuie să ne gândim la jucător, așa lucrăm cu el împreună și bineînțeles că ne bucurăm când un jucător se pleacă de la noi, dar în același timp nu mai suntem noi responsabili de dezvoltarea lui, de câte minute va juca, câte minute va face, cât de sus va ajunge el, deci nu mai e meritul nostru. Noi am făcut câte la noi în casă. Nu putem să ne confundăm cu altceva când nu e la noi. Așa că, practic, da, ți-am răspuns la întrebare că cred eu că trebuie să găsim soluția să-l înlocuim. Avem jucători experimentați, avem jucători care poate să facă lucrul ăsta, lotul e de 20, deci nu e doar un jucător, 2 sau 3. Mai bine zis, nu mă plâng. Alexei a plecat la o formație de tradiție, da. 6 titluri. Ce sfat i-ați dat? A plecat la un club foarte mare. Ce sfat i-ați dat? Mai simplu, un club care a plecat în Liga Talentelor, deci unde sunt foarte mulți jucători, o șansă pentru el, trebuie să o ia ca o mare provocare pentru el, are foarte mult de muncit, trebuie să învețe foarte mult, să dezvolte foarte mult, dar era șansa lui și cred eu că să vină să te dorească Bordeaux, cred eu că nici nu trebuie să te gândești de două ori, trebuie să accepți și bineînțeles că această mare, mare provocare pentru un jucător tânăr ca el, care a jucat la noi și a făcut-o, cum a crescut la noi, eu cred că poate să facă și acolo. Are nevoie de timp să se adapteze, dar clar că trebuie să scoată tot ce are mai bun din el și să fie mai bun. Tot ieri, așa mai, nu prea mai fost anunțat un transfer care implică un fost jucător al Academiei, Denis Drăguș, în Italia. Nu suntem implicați în lucrul ăsta. Noi știm că am făcut... Noi știm că am făcut jucători. Nu e momentul sau nu transformăm această conferință în altceva, dar noi am dat jucători la toate nivelurile. Am produs jucători foarte mulți, foarte buni. La vară, când o să deschidem Academia, o să-i vedeți pe toți, o să vedeți toată munca care am făcut-o în acești 14 ani. Acum suntem farul. Împreună am făcut ce trebuia și cred eu că o să vedeți lucru mare, o să vedeți tot ce se face la Constanța, ce s-a făcut de nivel cel puțin național, la nivelul cel mai bun, la nivel național. După aceea că vrem să devenim și europeni, la un moment dat o să devenim și europeni, o să fie și jucători, acești jucători tineri, o să se dezvolte și o să joace la cluburi bune. Pentru că, practic, și noi suntem dependenți de această academie care e la Constanța, cum se cheamă, și ea e dependentă de tot ce înseamnă fotbal românesc, pentru că se cheamă cota pe piață care o ai, și încercăm să recâștigăm tot ce am pierdut în acești 20 de ani, 30 de ani de când, cred eu că cota, sau 20 de ani, sau cam așa, vreo 15-20 de ani, care cota jucătorului român s-a pierdut-o, nu mai e pe piață. Așa de bine cum era văzut înainte. Trebuie să reconstruim lucrul, să construim lucrul ăsta așa, reconstruim. Trebuie să construim acest aspect și el nu se face de azi pe mâine.
o să trăiască, o să avem nevoie, cum v-am zis, de timp. Cât timp? Cât va fi? Nu știu, n-am în moment de față, nici nu m-am gândit. Dar dacă îmi dați o temă să mă gândesc, mă gândesc și vă zic că cât timp e nevoie ca să devii cel mai bun. Poate să mai crească bugetul clubului în funcție de performanțele lui Alexi, pentru că impresarul jucătorului a spus că dacă promovează echipa... Suma care a plecat a fost o sumă bună, nu extraordinară, de mare, o sumă bună care e făcută ca în viitor, dacă el excelează și face bine, poate să fie și bine clubului. Deci a fost un fix cu procente, cu bonusuri care pot fi, deci care și nouă poate să ne facă bine. Așa că am înțeles jucătorul și noi am înțeles, deci trebuia să înțelegem pentru că era o provocare pentru el și nu putem să oprim lucrul ăsta, chiar dacă probabil Pitu avea o cotă și putea să țineam de azi, dar clubul face acest lucru. Face parte din strategia noastră de a face un buget competitiv, să putem să ne luptăm pentru play-off. Ne mai faceți o surpriză? Poate să fie orice. Poate să fie, n-am, dacă vine și ne convine și credem că e interesant pentru jucător, m-am zis, noi suntem deschiși totdeauna. Cum vi se pare atacul FCSB-ului Pentru mine FCSB e o echipă foarte talentată, organizată bine, care produce în momentul de față și rezultate foarte bune, au continuitate, deci în formă bună, dar și noi cred că suntem buni și ne gândim să câștigăm și când te gândești așa, trebuie să ieși la joc, trebuie să fii puternic, trebuie să arăți că poți să te duci, să te duelezi, așa că, practic, da, trebuie să fim capabili să facem ambele faze foarte bune, foarte bine, trebuie să te aperi foarte bine, trebuie să ataci foarte bine, trebuie să știi ce să faci ca să fii mai bun ca el. Iani s-a întors pe teren la antrenamente după un an de la accidentare. Cum e? Ce să vorbesc despre Ianis? Vedeți că se știu, știrile ies de acolo, el e acolo. A trecut o perioadă foarte grea lui în carieră, care cred eu că a învățat enorm de mult, enorm de mult. E puternic. Sperăm să revină așa cum era înainte să se întâmple acest lucru, pentru că ajunsese la un nivel foarte bun, foarte ridicat și să revină acolo și după aceea vom vedea. Respect clubul Galatasaray, dar au scris românii, deci eu am văzut de români. Da, nu știu de ce, nu sunt acolo, dar nu cred că se pune problema ca Ianis când un jucător renovează contractul astăzi, peste o săptămână să... Deci nu cred. Sunt doar știri și atâta, fac parte din acest joc, dar nu se pune problema. Deci doresc să mai ai mâine cu Hagi. Cum? Își doresc cei de la Galata să aibă din nou Hagi. Păi da, noi vorbim de Rangers acum. De Galatasaray, da, că într-o bună zi poate să ajungă și el acolo, da. M-aș bucura enorm să ajungă acolo, dar nu în momentul de față, pentru că în momentul de față știu că e dorit și iubit la Rangers foarte tare.